Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interesul Cetățeanului, prima din acest an, așa că la mulți ani să aveți parte de un 2023 cât se poate de bun, fascinant de bun, aș spune, să vă meargă toate strună, ca la carte, și să fiți sănătoși. Invitatul de astăzi este consilierul local Ionuț Pârvu, consilierul local Băimărean. Bine ați venit, domnule Pârvu. Bine v-am găsit și la mulți ani, dacă să tot fie, este prima emisiune. Să fie. O să discutăm despre politică, despre administrație, fiindcă sunteți consilier local, sigur că sunteți și membru al unei formațiuni politice, în speță PSD, ca să nu avem nelămuriri sau ascunziși după că este nu este cazul. Nu este vreun dubiu cu privire la acest aspect. Dar voiam să fie toată lumea lămurită despre ce discutăm și cum discutăm. Vom discuta despre probleme, despre soluții, fiindcă ne interesează dincolo de probleme, parcă mai mult soluțiile și în politică și în administrație. Acum, dumneavoastră sunteți la al doilea mandat, ați avut o pauză de un mandat în 2016-2020. Deci, la mandatul din 2020, al doilea, ați știut cam cu ce se rea, cu ce se mănâncă această variantă de consilier local. Sunteți cam la jumătatea mandatului, puțin peste. Mai puțin, nu chiar, că a început în toamnă, în septembrie, știți a că fost alegerile, decalate da, mă rog, coronavirus și așa da, departe. Da. Să spunem un soi de jumătate. Oricum timpul este relativ și atunci când îți place un anumit lucru, ți se pare că trece foarte repede. Spuneți-mi, așa, în prima, să zicem, jumătate a acestui mandat de consilier local, ce v-a priit și ce nu v-a priit ca și consilier local, Oliver? Adică ce simțiți că ați reușit să mișcați ca membru al Consiliului Local, firește, și ce nu s-a putut turni? Fiindcă avem o grămadă de probleme care, sigur, le vom discuta. Da, desigur, întotdeauna într-o administrație, precum este municipiul Baia Mare, întotdeauna vor fi probleme și de cele mai multe ori lumea sesizează problemele, nu neapărat identifică și lucrurile bune care se rezolvă. Dacă sunt mai multe probleme și mai puține lucruri rezolvate, atunci e normal ca omul să mai cârcotească, știți cum e. Întotdeauna se vor găsi cârcotași și este adevărat, depinde de ponderea lor, este să probabil știți. Și este probabil și un defect profesional al meu. Da, dumneavoastră sunteți avocat, ca să lămurim și acest amănunt. Ca o paralel între cele două mandate, într-adevăr au fost cumva diferite, pentru că în 2012, când am ajuns prima dată consilier local, veneam în urma unui scrutin electoral în care Partidul Social Democrat, din care fac parte, a participat în alegeri împreună cu Partidul Național Liberal, a fost acea formație USL. Și am obținut o majoritate destul de confortabilă și, în general, s-a lucrat foarte mult pe bază de colaborare, comunicare, cel puțin în prima parte a mandatului din 2012-2016. Spre deosebire de acel mandat, în mandatul actual, majoritatea este una destul de fragilă, majoritatea din care Partidul Social Democrat face parte, respectiv grupul civic. Este o majoritate destul de fragilă, ceea ce a determinat cumva ca orice măsură pe care am dorit să o implementăm sau orice hotărâre de Consiliul Local care necesită o anumită majoritate simplă sau complexă, trebuie prin abordare a unei relații mai aparte cu ceilalți competitori politici, celelalte partide politice care o parte dintre ei s-au dovedit a fi buni, colaboratori, o parte mai puțin. Lua de la om la om sau hai, domnule, că trebuie să facem bine împreună sau care e ideea? Eu întotdeauna am pornit de la premisa că oamenii își doresc să facă un lucru bun. De aceea am fost întotdeauna împotriva acuzațiilor aruncate fără un anumit suport probator. Din nou, ca și un defect profesional, sunt avocat, nu sunt procuror. Și atunci eu înțeleg să respect acest... Noi spunem de efect, e un amănunt profesional care poate uneori prinde bine, da? Probabil. Dai un argument, poate îl înțeleg. Așa dacă este. Eu spun de efect profesional pentru că tind să-mi ghidez aproape toate convingerile după aceste principii. Și cel puțin în ceea ce mă privește, funcționează foarte bine acest principiu al nevinovăției, care cumva ar trebui să fie identificat și în celelalte profesii. Și dacă ne referim la un consilier local sau un politician, mie îmi place să cred că oamenii pornesc cu o prezumție de bună credință. Că nu întotdeauna se întâmplă acest lucru, este adevărat.
că întotdeauna vor fi scoase în evidență exemplele negative, de asemenea este adevărat, pentru că așa este, societatea nu este interesată în momentele în care lucrurile merg cum trebuie, societatea este interesată acolo unde sunt probleme. Și asta o vedem și din interacțiunea noastră cu cetățenii, pentru că toți consilieri suntem abordați la rândul nostru de cetățenii din municipiul Baia Mare cu diferite probleme și vedem, în general, ei ne contactează când au o problemă. Nu dar e normal ca societatea vine să spună, am o problemă, pentru că lucrurile care sunt bune, într-un fel, sunt firești să fie bune, fiindcă acesta este rostul unei primării, al unei consilii, al autorităților publice locale. Să facă aceste lucruri, indiferent din ce domenii vin ele, cele care depind de ele, firește, aceste lucruri să le facă să meargă. Aici ați punctat foarte bine ceea ce depinde de ele. Păi, da, nu ne apucăm să spunem să facă autoritatea publică locală, eu știu, vreun... Ați fi surprins. Eu mi-am început cariera politică, dacă pot să-i spun o carieră politică. Mie nu-mi place să... Nu mă consider un politician. Sunt o persoană care sunt membru al unui partid politic de 24 de ani, am activat ca și consilier local, dar nu-mi place să mă consider un om politic. Deci nu o să mă refer la mine ca și un om politic. Dar totuși, pe acest drum am pășit în 1999 și am început ca și colaborator al biroului senatorial al domnului Liviu Dorobindea. După ce am intrat în partid și după ce domnul Bindea a fost ales senator, am colaborat în cadrul acestui cabinet și am învățat foarte, foarte multe lucruri de la dânsul. Și inclusiv am participat la ședințele dânsului de interacțiune cu, de audiențe cu populația. Și ați fi foarte surprins să aflați că oamenii vin cu diferite probleme care nu neapărat țin de senator în cazul dânsului sau dacă eu fac audiențe, nu vin neapărat cu probleme care țin nici măcar de administrația publică locală, țin de cu totul și cu totul alt segment, cu atât mai mult să vină cu probleme care țin strict de activitatea unui consilier local. Pentru că aici este o problemă în cadrul societății noastre. Oamenii nu știu unde să se adreseze și chiar aveam în plan la un moment dat un proiect printr-un ONG în care să încercăm să ajungem la populație și să, nu neapărat să educăm, să instruim populația cu privire la drepturile pe care le au și cum pot să-și rezolve aceste drepturi în cazul în care nu sunt respectate sau poate chiar sunt încălcate. Și atunci să știe unde trebuie să se adreseze. Pentru că degeaba te adresezi cu o cerere de mărire a pensiei către un consilier local, da, el nu are nicio atribuție. Da, asta e limpede. Degeaba, asta vor rezista întotdeauna, așa să știi. Este. Și apropo, și de ceea ce spuneți dumneavoastră, foarte mult lipsă de instruire. De atribuțiile pe care le are un ales local. Bun, revenim la partea de consilier. Iarăși, de multe ori se confundă și am constatat că sunt și colegi de-a mei din consiliul local. Bine, sunt diferite motivele pentru care încearcă să transmită un astfel de mesaj, probabil din dorința de a câștiga simpatie politică, confundă atribuțiile pe care le are administrația executivă, reprezentată de primar și aparatul primarului, cu atribuțiile pe care le are Consiliul Local, care este reprezentat de către consilier. Consiliul Local este, cum ar veni, Parlamentul local, Parlamentul orașului. Autoritatea legislativă, noi trasăm, cum se spune, autoritatea legislativă, desigur. Noi trasăm liniile pe care trebuie să le urmeze administrația publică locală. Modalitatea în care se pune în executare este apanajul primarului și aparatului primarului. A, că noi putem prin anumite pârghii să verificăm, da, este adevărat, putem, chiar trebuie să venim să verificăm și desigur că prin votul nostru în susținerea sau cenzurarea proiectelor primarului, ne manifestăm cumva simpatia față de un anumit proiect sau acordul cu privire la anumite investiții sau anumite evenimente. Sau din contră. Sau din contră, am zis. Putem să cenzurăm. În acest mandat, că tot vorbeam de, și vreau să revenim la Consiliul Local, în acest mandat, apropo de ce spuneați adinaori, câte astfel de convulsii, să le spunem. Poate nu neapărat convulsii, poate e un cuvânt prea dur, dar câte neașezări între primărie și Consiliul Local au fost? Așa, ca idee, nu neapărat o să-mi faceți un popuriu de... Da, eu știu, bine, de... din păcate asta am încercat să transmit și de la început. Dacă în primul mandat a fost o
o atmosferă destul de relaxată din acest punct de vedere și pentru mine a fost de foarte bun augur, pentru că fiind novice, am putut să învăț ceea ce înseamnă Consiliul Local, ceea ce înseamnă administrație, într-un climat cât de cât normal. Din păcate, am constatat că în acest mandat am constatat că sunt unii consilieri care nu neapărat doresc să rezolve problemele. Ei doresc mai degrabă să... De fapt, nu doar consilierii locali. Societatea, din păcate, se hrănește din scandal. Bun, dar noi ne referim la consilieri locali. Așa este. Bun. Dacă ne referim la consilieri locali, nu toți consilierii locali, nu putem să tragem un semn egal între toți consilierii locali. Suntem diferiți. Ca și simpatii, suntem diferiți cu toții ca oameni, dar aici e diferență de optică de partid? Sunt frecușuri politice sau care este ideea? Mai degrabă sunt frecușuri politice. De aceea spuneam că eu pornesc de la premisa că toată lumea vrea să facă bine. Adică suntem în fața unor proiecte, ne manifestăm acordul cu privire la oportunitatea implementării acelor proiecte, pornind de la această bună credință. Dacă există suspiciuni cu privire la anumite interese din partea unuia sau altuia, nu cred că este cazul, și asta am cerut și colegilor, să nu facem afirmații politice, pentru că la urmă acestea sunt afirmații politice, și să creăm o anumită dezbinare în cadrul Consiliului Local, ci mai degrabă chiar să fie sesizate autoritățile competente în acest sens. Și chiar am avut o intervenție pe această temă și am rugat colegii în cazul în care, pentru că nu neapărat la modul direct, eu sunt convins că era o declarație politică făcută de dragul de a câștiga simpatie politică. S-au făcut anumite acuzații cu privire la o parte dintre consilieri care susțineau anumite proiecte ale primarului. Și am spus, eu dacă susțin un proiect, întotdeauna îl susțin argumentat. De asemenea, dacă nu susțin un proiect sau am anumite amendamente sau doresc să mă abțin, de asemenea vin și argumentez de ce nu sunt de acord cu respectivul proiect, că poate reușesc să-l conving și pe un alt coleg că punctul meu de vedere este cel potrivit. Dar nu-mi place să fiu acuzat că susțin interesele ilicite ale unuia sau altuia. Și acest lucru m-a deranjat și de aceea spun că atmosfera din actualul Consiliu Local este un pic diferită față de atmosfera din Consiliul Local din perioada 2012-2016. Acum, din ce mai știm și noi prin presă, este puțin cam diferit, în sensul că nu e deloc pace și liniște și toată lumea vine cu bezele pe la muncă și așa mai departe. Sunt convulsii între... sau, iar am spus convulsii, hai să încerc să nu mai fiu atât de abrupt, dar sunt frecușuri, e mai bine, între formațiuni politice? Și dacă puteți spune și între cine? În special? Nu, să știți că n-am perceput ca... Sau între oameni și oameni, indiferent din ce partid ar face parte. Mai degrabă sunt între oameni și oameni. Atunci asta ar duce, ceea ce spuneați dumneavoastră, Adinaur, ar putea să ducă, sigur că nu acuzăm pe nimeni, dar putea să ducă mai degrabă la interesul propriu, da? De aceea spuneam că mai degrabă este o dorință a persoanelor care adoptă astfel de atitudine, este o dorință mai degrabă de a ieși în evidență față de ceilalți consilieri, pentru că știți cum e, această pseudo-implicare, pentru că dacă eu ca și consilier local nu iau cuvântul în cadrul unei ședințe de consiliu local, nu înseamnă că eu nu mă implic în activitatea acelui consiliu. De multe ori este înțeles greșit că cu cât iau mai des cuvântul, cu atât m-aș implica mai tare în proiectele de pe ordinea de zi. Și eu aș putea să-mi fac un obicei din a vorbi timp de un minut, două, trei pentru fiecare secundă, proiect, dar sunt mulți oameni care iau cuvântul și nu spun nimic constructiv, atunci mai bine tac. Nu, atunci fac să treacă mai repede ședința de consiliu sau cum? Că asta, și aici nu mă refer doar neapărat la consiliul local. Din păcate nu trece mai repede local. Ședința de consiliu. Nu, mă refer și la parlament. Sunt oameni care iau cuvântul și nu spun nimic. Dar ei să bifeze acolo, uite câtă activitate am avut. Haideți să vă dau exemplu cu ședința, cu penultima ședință, ultima ședință ordinară din decembrie, de anul trecut, din decembrie. Am avut, dacă nu mă înșel, undeva la vreo 70 de proiecte pe ordinea de zi. Foarte multe. Gândiți-vă că este greu să le analizez pe toate, să le discuți. Bine că sunt multe proiecte care sunt similare cu privire la diferite persoane care nu necesită așa de multă aplecare și studiu. Sunt chestiuni similare, doar că privesc persoane diferite și atunci de aceea sunt individuale. Dar
Am început ședința la ora, nu știu, la ora 12 și cred că pe la ora 6-7 seara nu am reușit să finalizăm proiectele respective și primarul a retras de pe ordinea de zi foarte multe proiecte pentru că deja nu mai exista o coerență în actul administrativ. Totuși 70 de proiecte, aveam persoane care luau cuvântul la fiecare proiect de hotărâre, la fiecare, dacă discutăm de buget, știți că bugetul se votează pe articole. La fiecare articol sau la fiecare proiect de hotărâre trebuia să spună ceva, chiar dacă era argumentat sau nu. Chiar dacă era justificată acea intervenție sau nu. Să fie cu iertare, eu nu sunt genul acela, nu sunt acel gen de persoană. Într-adevăr, am auzit în spațiu public că cei care nu iau cuvântul nu se implică sau se consideră. Nu este așa. Și revin din nou la acea necunoștință cu privire la activitatea consilierilor sau care este rolul consilierilor. Dar sunt percepții diferite și desigur că la momentul potrivit cetățenii vor analiza dacă atitudinea unuia este mai bună decât atitudinea celuilalt. Eu, de felul meu, nu sunt opresc, chiar dacă, repet, sunt avocat, se presupune că avocații ar fi foarte combativ. Mie îmi place să fiu combativ, dar pe argumente și la momentul corespunzător. Nu-mi place să vorbesc degeaba, nu-mi place să vorbesc pe fiecare proiect doar de dragul de a vorbi, așa cum am zis. Și cred că s-a constatat acest lucru și în Consiliul Local, pentru că în momentul în care mă înscriu la cuvânt, colegii mă ascultă. Majoritatea. Sunt unii care nu mă ascultă, dar asta este alegerea lor. Dar, în general, colegii mă ascultă și cel puțin asta simt eu din partea lor, că este un anumit respect cu privire la ceea ce spun, pentru că nu îmi place să mă pronunț pe domenii pe care nu le cunosc sau unde consider că altcineva ar fi un specialist mai bun decât mine. Păi de asta s-au inventat comisii de specialiști și desigur, desigur. Nu există om care să se priceapă la toate. Bănuiesc că nici dumneavoastră nu vă pricepeți la cercetări biologice. Nu. Sau poate vă pricepeți, dar poate, nu știu. Poate la modul de hobby, dar nu... Poate la modul de hobby, în fine. Da. Puteți să-mi spuneți câteva dintre proiectele care n-au fost să aibă parte de mers înainte în acești... această bucată de mandat? Proiecte sunt, în general, majoritatea proiectelor sunt aprobate. Dincolo de... Nu vorbiți ca un avocat acum, deci dacă se poate... Punctual? Care nu au fost votate, care s-au împiedicat și cele mai care n-ați fost de acord că s-au împiedicat pentru că ar fi putut să treacă și ar fi fost bune. Deci la asta mă refer. Atunci ceea ce urmează să vă spun nu se încadrează aici, pentru că vreau să vă spun că foarte multe probleme le avem în momentul în care se votează bugetul sau rectifică bugetarea, pentru că acolo avem nevoie de o majoritate absolută de 16 voturi și este destul de dificil să-i convingem pe toți consilierii că este necesar să votăm un proiect sau altul. Acum, desigur, argumentele pentru care se opun unii colegi pot să fie pertinente sau nu. Chiar Hilar a fost, sunt curios că trebuie să avem imediat bugetul pe 2023 să-l aprobăm. Sunt curios cum vor decurge discuțiile, pentru că dacă țineți minte, dacă ați urmărit, dacă nu se poate vedea înregistrarea ședinței când s-a votat bugetul pe 2022, a fost o chestiune foarte hilară, pentru că au fost mai multe amendamente ale colegilor dintr-un grup politic. Care se poate spune grupul? Ba da, dar nu vreau să le fac reclamă. Bun, a fost o serie de proiecte, de amendamente propuse de colegii de la USR, care au fost aprobate, amendamentele de către celelalte grupuri politice, dar în momentul în care s-a votat articolul sau proiectul, ei s-au obținut de la vot. Din punctul meu de vedere, este o modalitate urâtă de a înțelege. Adică dacă tot te-am primit la masă și suntem dispuși să purtăm o anumită negociere și negociem și acceptăm amendamentele propuse de tine... Cu alte cuvinte, acceptare și după aceea abținere? Deci au acceptat, au votat pentru amendament, după care în momentul în care s-a votat articolul în sine, care cuprindea respectivul capitol bugetar, s-au abținut de la vot. Încercând cumva să blocheze votarea bugetului. Mă rog, este o politică, am înțeles că este o politică asumată de către USR. În general, lor le place să fie un pic împotrivă. Am înțeles că așa și-au creat ascensiunea politică, este alegerea politică lor.
practic nu poți să spui că există vreo formațiune care să nu-i placă să fie împotrivă. Toți sunt împotrivă atunci când îi văd pe unii care încep asta să scoată capul. Asta depinde dacă vrem să evoluăm sau nu, pentru că din păcate avem multe de reproșat politicienilor, dar din păcate în ultimii 30 de ani tot timpul s-a votat împotrivă. Da. Noi nu o să evoluăm dacă în continuare vom merge pe votul împotrivă. Da, din 4 în 4 ani a fost vot împotrivă, da. Nu a fost vot. Da. Că au fost, s-au perindat pe la putere. Da. Și am avut anomalii când un partid care a făcut reformă și a reușit să aducă anumite modificări bune, a suferit pentru că s-a votat împotriva unei persoane sau împotriva unui curent. Bun, întrebarea este, oamenii care vin și votează împotriva cuiva, o fac așa fiindcă pur și simplu se trezesc ei dimineață mai a fost într-o stare mai improprie sau cum? Trebuie să aibă niște nemulțumire, adică acest vot împotriva a trebuit întotdeauna să vină din ceva. Din ce? Din acest platforma Booking. Știți, acum fac o paranteză. Mie îmi place întotdeauna să fac asocieri cu diferite domenii. Pe platforma Booking, dacă ne rezervăm o cazare, ne uităm după acele recenzii. Nu știu dacă v-ați uitat să vedeți câte recenzii. De obicei, cei care dau recenziile pozitive dau doar 5 steluțe sau, mă rog, punctajul, după care nu mai dau niciun comentariu. În general, majoritatea comentariilor sunt ale persoanelor care nu sunt mulțumite de serviciile respective. Așa este și în politică, pentru că este natura oamenilor. Să nu uitați că USR-ul a crescut pe fondul acestor nemulțumiri, dar ei au avut în spate o echipă de specialiști, în special în mediul online, care au știut să speculeze această nemulțumire și să o transpună într-un element politic. Pentru că, în general, ei s-au adresat persoanelor care nu votau, care nu participau la vot, care erau nemulțumiți de toate... Bun, era un bazin electoral. Da, era un bazin electoral pe care l-au speculat și l-au câștigat de partea lor. Deci este cumva în natura omului, din păcate, să voteze împotrivă. De aceea a lipsit PSD-ului să încerce să-și câștige sau să-și recâștige, pe de altă parte, votanții pe care a pierdut de-a lungul timpului. Da. I-au lipsit specialiștii pe care putea să-i aibă în varianta, cum spuneați, de USR, pe care a avut pe online. În campaniile electorale, nu specialiștii ca și profesioniști, pentru că noi am demonstrat de-a lungul timpului chiar atât de departe. Sigur, dumneavoastră vă apărați nevoile și neamul, da. Eu pe de altă parte am trebuit să întreb. N-am ce să fac. Sunt membru al Partidului Social Democrat de când aveam 18 ani și am decis să rămân membru al acestui partid pentru că am aderat la... Să știți că sunt cel mai consecvent, deși nu sunt cel mai, am și spus în ședință de Consiliu Local, deși nu sunt cel mai bătrân consilier, deși părul martră, da? Deși nu sunt cel mai bătrân consilier local, să știți că sunt consilierul local cu cea mai mare vechime la un singur partid politic. Pentru că sunt alți colegi care s-au înscris mai târziu în politică și nu au reușit să ajungă la o cifră de 24 de ani. Fie au fost mai la plimbat, mai multe se mai partide politice. Exact. Deci pot să zic că dețin acest record în cadrul Consiliului Local. Am o anumită consecvență. Și am o latură, chiar dacă sunt social-democrat și întotdeauna voi merge pe aceste valori, am o latură conservatoare, cel puțin în anumite lucruri și în special când e vorba de principii. Cum era când era condus? Într-o paranteză foarte scurtă, că după aceea revenim la oile noastre administrative și la politică locală. Dar nu pot să nu vă întreb cum era pe vremea când era lider al partidului Liviu Dragnea. V-ați simțit reprezentat de el? Dumneavoastră ca simplu membru de partid, să spun așa. Dacă să vă uitați pe cariera politică, dacă e să spun așa, deși eu, repet, nu mă consider un politic, o să observați că aceasta coincide cu perioada în care eu am făcut o pauză. Asta e bine de precizat și e foarte bine că ați precizat. Nu am ales să fac precum au făcut alte persoane, să-mi dau demisia din partid, pentru că întotdeauna am susținut că acest partid nu stă într-o singură persoană. Dacă o anumită persoană a ajuns să conducă partidul la un anumit moment dat... Dar iertați-mă, dar o luase în cap partidul, el se ducea de-a dura. Aveam prim-ministru, o doamnă care mărte Dumnezeu, dar... Zicea anului 2022-2022 sau mai știu eu ce. Eu zic că s-a și exagerat un pic. Nu este doamna Dăncilă chiar cea mai proastă din acest punct de vedere. O vedeați pe doamna Dăncilă premier. Acum,
Nu, deci cu toată sinceritatea vă întreb. Sigur că dumneavoastră puteți să-mi răspundeți absolut ce doriți. Eu pot să rămân la concluzia mea. Că așa cum ori la dumneavoastră, nu cred că va fi eu cea mai mare dezamăgire am trăit-o în momentul în care poporul român sau o parte din poporul român l-a ales în continuare pe Traian Băsescu în detrimentul lui Mircea Joană. Eu am fost un puternic susținător al lui Mircea Joană și chiar atunci a fost o deziluzie cu privire la votul politic pe care îl manifestă cetățenii. Dar, așa cum spun oamenii, cetățenii au întotdeauna dreptate. Asta tot de la Liviu Dorobindi am învățat-o. Revenim la această dreptate după o scurtă pauză. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi.